Bună ziua, domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați acceptat și de această dată invitația noastră. Bună ziua, îmi face de fiecare dată o reală plăcere să discutăm. S-au întâmplat multe în ultima perioadă, că nici nu știu cu ce să încep mai întâi. Un lucru este cert, avem guvernul Ludovic Orban. Ce așteptări aveți dumneavoastră ca primar al sectorului 4 de la noul executiv, Ludovic Orban? În primul rând, aș vrea să punctez un lucru extrem de important și anume că e un lucru foarte bun că avem guvern. Pentru că se mai liniștesc apele, cel puțin pentru o perioadă. Nu numai din punctul acesta de vedere, dar într-adevăr România are nevoie de stabilitate și asta vă spun inclusiv în calitate de primar. Este destul de dificil de lucrat cu instituțiile statului atâta din cât nu există stabilitate. De aceea, faptul că avem un guvern astăzi este un lucru bun. Așteptările pe care le am din partea acestui guvern ca și primar sunt unele extrem de oneste. Îmi doresc din tot sufletul să avem parte de investiții, de susținerea investițiilor sectorului 4 de către guvernul României. Avem nevoie să închidem cu bine bugetul pe anul 2019 și în același timp îmi doresc să aduc extrem de multă liniște și extrem de multă siguranță în societate. Liberalii vin și cu un program de guvernare. Cum vi se par punctele descrise în programul de guvernare? Punctele de principiu pe care colegii liberali le au sunt niște puncte pertinente. Ceea ce îmi doresc din tot sufletul este să și reușească să implementeze ceea ce și-au propus, pentru că nu sunt sub nicio formă lucruri ușoare. Perioada e destul de scurtă. Au la dispoziție chiar un an de zile până la următoarele alegeri. Da. Începând acum. Într-adevăr, au la dispoziție un timp scurt, însă, în calitate de primar, vă spun încă o dată, sper din tot sufletul ca toate aceste puncte pe care dânsii și le propun să ajungă să le și atingă. PSD este acum în opoziție. Care este situația în Partidul Social Democrat după aceste schimbări? Partidul Social Democrat, într-adevăr, astăzi este în opoziție. Mi se pare un lucru bun că astăzi este în opoziție. Este o perioadă în care, cu certitudine, anumite circuite și anumite sisteme de funcționare existente în PSD trebuie corectate, astfel încât această perioadă să fie folosită pentru a upgrada partidul la solicitările pe care oamenii le au. Pentru că s-a văzut lucrul acesta și la alegerile europarlamentare, din nefericire, ceea ce așteaptă oamenii din partea unei guvernări reprezintă mult mai mult. Și eu cred că PSD are acest potențial de regenerare și, într-adevăr, are nevoie de această perioadă de opoziție pentru a putea corecta deficiențele pe care le-a avut până în acest moment și a învățat, bineînțeles, poate din greșelile pe care le-au făcut. Obligatoriu, cu toții facem greșeli, este bine că oamenii sancționează greșelile, este bine că oamenii sancționează derapajele. Eu, în general, am o abordare constructivă din acest motiv. Nu-mi place, probabil că și datorită profesiei de medic pe care o am, nu-mi place să abordez lucrurile agresiv. Îmi repugnă agresivitatea pe care o avem astăzi în jurul nostru. De aceea cred că și PSD-ul are parte de cadrul necesar pentru a construi o structură solidă, o structură robustă, repet, în concordanță cu nevoile oamenilor. Cu Gabriela Firea în ce relație sunteți, primarul capitalei? Știu că a avut tot felul de tensiuni în ultima perioadă, dânsa referitoare chiar la un spital privat care se construiește.
Dumneavoastră sunteți medic. Cum vedeți toată această situație? Din punctul meu de vedere, tocmai pentru că sunt medic, nu sunt un adept al stărilor conflictuale. Pentru că niciodată nu putem să construim și să evoluăm decât în anumite condiții. E nefericit pe ansamblu un astfel de conflict, pentru că la un moment dat important în viața aceasta este să facem lucruri bune. Ori un spital este un lucru nu bun, ci extrem de bun. De altfel, și eu sunt extrem de fericit că de câteva zile a început construcția spitalului pe care sectorul 4 în parteneriat cu CNI îl face, Compania Națională de Investiții în sectorul 4, un spital universitar de stomatologie, primul spital de acest fel dedicat, construit în România. E regretabil acest conflict, însă sunt convins că în cele din urmă înțelepciunea este cea care rezolvă astfel de situații și acest conflict sunt optimist și consider că se va aplana. De altfel, dacă ați văzut în ultimele zile, nu mai avem o exacerbare a acestei stări conflictuale. Doamna, bine, au fost și alte evenimente care au marcat scena politică din ultimele zile. Da, din nefericire avem o densitate a evenimentelor extrem de mare. Dar sunt convins că doamna primar nu este o persoană conflictuală și sunt convins că a identificat resursele necesare pentru a depăși acest mic conflict, îl numesc, cum și cei de la Fundația Dăruiește Viață, sunt convins că au înțelepciunea necesară de a merge mai departe, de a trece peste aceste momente mai neplăcute și să-și continue lucru bun pe care îl fac. Ne aflăm și în campanie prezidențială, chiar dacă nu prea se observă, că la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, mai sunt practic 4 zile până când românii vor fi chemați la vot. Cum vi s-a părut dumneavoastră această campanie? Uite, spre exemplu, mie mi s-a părut destul de liniștită și poate pe alocuri neobservat. Dumneavoastră, cum vi s-a părut? Este o confruntare între, eu aș spune, 3-4 candidați. Cei care contează. Cei care contează, evident, în această luptă. Și trebuie să apreciem de fiecare dată abilitatea pe care unul sau altul o au în realizarea unei situații de genul acesta, de facto. Practic, această campanie electorală a fost o luptă între două formațiuni extrem de puternice, între PNL și PSD, și fiecare dintre aceste entități a încercat să monopolizeze, dacă vreți, scena. Unii dintre ei au reușit mai mult, alții au reușit mai puțin. De aceea este și o campanie atipică, pentru că, din punctul meu de vedere, au avut la bază un alt tip de strategie electorală a competitorilor. Dumneavoastră v-ați implicat în această campanie? Este normal să ne implicăm într-o campanie electorală, însă vă spuneam de ceea ce oamenii au nevoie. Oamenii au nevoie mai puțin de vorbe, au nevoie mai mult de fapte. Astfel încât eu cred că cea mai bună dovadă de implicare în acțiuni o reprezintă rezultatele. Asta este filozofia de viață pe care o am și în această modalitate am procedat în acest moment. Sper ca oamenii să reacționeze ca atare. Și că tot ați adus în discuție rezultatele, da, pe cale administrativă, că aici mutăm discuția. Știu că aveți proiecte, ba în desfășurare, ba finalizate. Primăria sectorului 4 construiește o stație de metrou. Au început lucrările. Povestiți-ne despre acest proiect.
Înainte să vă spun despre asta, că tot am raportat la campania electorală și la ceea ce înseamnă activitate politică în general, vreau să vă spun un lucru, că în ultimii 3 ani am făcut administrație într-o proporție de 95% și într-o proporție de 5% am făcut politică. Ceea ce s-a și văzut de altfel în sectorul 4. Așa este, pentru că, într-adevăr, sectorul 4 a cunoscut în ultimii 3 ani de zile o dezvoltare importantă. Un punct nodal al dezvoltării sectorului 4 îl reprezintă realizarea acestei stații de metrou. Pot să vă spun că sunt fericit să văd că avem un interes deosebit al competitorilor la licitația pe care am ridicat-o în SICAP. Avem la ora asta 180 de clarificări din partea agenților economici. Avem de asemenea certificatul de urbanism emis și începem să lucrăm la avizele necesare acestui proiect important. Avem un grafic împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, că tot vorbeam despre stabilitate. De ce spun asta? Pentru că ne interesează să obținem finanțare pentru acest program de la POIM, Programul Operațional pentru Infrastructură Mare. Vreau să apreciez eforturile deosebite pe care Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor le-au făcut și sunt convins că le vor face în modificarea regulamentelor Comisiei Europene, astfel încât astăzi sectorul 4 este eligibil pentru a obține finanțare pentru acest proiect. Deci lucrurile sunt în grafic. Așteptăm cu nerăbdare atribuirea acestui contract. Dar depunerea când va avea loc licitația? Ea este în derulare. Licitația a început, licitația este cât în derulare. O să vedem depunerea efectivă a ofertelor. Suntem în partea de clarificare. Depunerea ofertelor undeva la 25 noiembrie va fi extrem de clară. Am văzut că există interes și asta mă interesează extrem, extrem de mult. Cu cât competiția este mai acerbă, sunt convins că atât elementele de calitate cât și elementele de preț vor fi corespunzătoare. Sunt optimist, sper ca cel mai târziu în primăvară să atribuim acest contract și simultan cu obținerea finanțării, 85% bani europeni, 15% coparticiparea sectorului 4, să putem demara acest proiect. De câți bani aveți nevoie pentru acest proiect? Costul estimativ al acestui proiect este de 40 de milioane de euro, din care 15% îl susține sectorul 4 și 85% reprezintă banii europeni. De asemenea, vreau să marchez o chestiune extrem de importantă. Este o premieră absolută în modul în care UAT-urile în general funcționează. Discutăm despre asocierea dintre sectorul 4, Metrorex și Ministerul Transporturilor. Fiecare dintre ele venim cu, în acest proiect cu un aport nu important, ci extrem de important. Este o dovadă via faptului că dacă ne dorim să realizăm un obiectiv, dacă noi credem în el, chiar se poate. Și e un îndemn pe care îl am în general pentru absolut toți cei implicați în această latura societății, în conducerea comunităților, să facă aceste eforturi, pentru că oamenii merită astfel de proiect. Și nu este singurul proiect pe care l-am demarat. Gândiți-vă că am început construcția unui spital. În 2 săptămâni semnăm contractul pentru reparația și renovarea unității de primiri urgențe, respectiv a centrului de arși de la Spitalul Bagdazar Arseni. De ce? Pentru că eu cred că am depășit momentele în care spuneam că asta nu este a mea, este a dumneavoastră, nu e răspunderea mea, nu este treaba mea. Practic să aruncăm de la unul la altul. Să aruncăm de la unul la altul. Eu cred că împreună, și am văzut că instituțiile pot să funcționeze împreună trebuie să rezolvăm problemele importante pentru oamenii
din comunitatea respectivă. Mă bucur să aud că se poate colabora. Se poate asta și avem pe mai multe tronsoane colaborări cu diverse alte OAT-uri. Avem colaborări cu Primăria Municipiului București, avem colaborări cu Ministerul Transporturilor, cu Metrorex și cu alte entități. De ună zi am stabilit de asemenea încă o premieră și care, dacă vreți, reprezintă un T0 al dezvoltării zonei metropolitane București-Ilfov. Este prima colaborare între UAT-ul Popești-Lordeni și UAT-ul Sector 4. Undeva la sfârșitul acestei luni vom da ordinul de începere pentru un proiect comun, și anume o pasarelă pietonală peste șoseaua Berceni, care va fi o parte în sectorul 4, cealaltă parte va fi în Popești-Leordeni. Pentru fluidizarea traficului. Da, și pentru că aceste comunități au nevoie de această modalitate de comunicare și în mod normal, inclusiv traficul trebuie să fie la fel. De ce spun că este o premieră? Pentru că unul dintre obiectivele pe care trebuie să le atingem este acela de a extinde acest oraș. Acest oraș nu mai încape în actuala anvelopă. Și cred că este un prim pas, mai ales pentru sectorul 4, care din punctul meu de vedere trebuie să se completeze cu ceea ce înseamnă orașul Popești-Lordeni, cu Jilava, respectiv cu Comuna Berceni, și împreună să reprezinte o secțiune mult mai mare și mai importantă din ceea ce înseamnă București. Pentru că atunci, într-adevăr, putem să discutăm de atragerea unor bani europeni în sume mult mai importante, putem să discutăm despre realizarea unor infrastructuri, de realizarea unor concepte în concordanță cu dezvoltarea urbanistică la nivelul Europei și nu numai. Aminteați și vorbeați dumneavoastră adineauri de acest spital care se construiește în sectorul 4. Știu că România are o problemă în partea asta de sistem sanitar românesc. În ce stadiu se află acest proiect? Adică s-a construit practic efectiv spitalul? Cum? Noi am început lucrările. A fost, gândiți-vă că încă din anul 2016 am început operațiunile... Birocrația. Și am ajuns ca acum 2 săptămâni să putem să dăm ordinul de începere pentru el. E un proiect extrem de important pentru comunitatea noastră. E un proiect de suflet pentru mine, pentru că înainte de orice, profesia este cea care mi-a marcat extrem de mult existența. Sunt medic și o să fiu întotdeauna. Deci înțelegeți cel mai bine sistemul. De aceea pe acest tronson am acționat energic. Gândiți-vă că este primul spital de specialitate din România. Este un spital public construit din banii unei comunități după multe zeci de ani. Și nu numai despre spital vorbesc, pentru că acest spital, fiind un spital universitar, vorbeam de parteneriat și de conceptul că se poate. Acest spital va funcționa în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Ea va fi cea care va opera acest spital. Sectorul 4 îl va construi, el va fi operat de Universitatea de Medicină Carol Davila. Însă, în mod evident, acest spital, având în vedere că un universitar, are nevoie și de alte facilități. Ca atare, acest proiect include inclusiv un amfiteatru pentru studenți și pentru medicii rezidenți, o construcție de aproximativ 2500 de metri pătrați, independentă de clădirea spitalului. Astfel încât ne dorim și vrem să demonstrăm că se poate, că învățământul din România poate fi unul de calitate care asigură o infrastructură în concordanță cu nevoile pe care societatea noastră le are. Și vă bazați tot pe absorbția fondurilor europene, nu? Din fericire aici și a fost în situația noastră, a trebuit să găsim absolut toate formulele de finanțare pentru proiectele pe care le avem. Presupun că costul este uriaș, nu? Costul, probabil că va ajunge, costul global al acestei investiții, probabil că va ajunge undeva la 17-20 de milioane de euro, costul final.
De ce spun asta? Pentru că au fost făcute proceduri separate. O procedură pentru construcția clădirii spitalului, o procedură pentru dotarea clădirii, o procedură pentru, pentru realizarea amfiteatrului și cu certitudine vor urma și alte tipuri de proceduri până la finalizarea acestui proiect. Din fericire aici am avut parte și de asemenea discut despre cooperarea interinstituțională și că se poate, care este esențială și este esențială și este dincolo de politică. Aici am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Dezvoltării, finanțarea fiind asigurată de Compania Națională de Investiții pentru acest, pentru prima fază, pentru realizarea clădirii. Așteptăm cu nerăbdare axele următoare ale exercițiului financiar al Uniunii Europene pentru perioada 2020-2027 pentru a aplica cu proceduri deja finalizate în vederea dotării. Asta este esența. Deci am încercat să găsim în materie de finanțare un mix. În orice formă, dacă avem programe guvernamentale, dacă avem programe europene, dacă avem absolut orice fel de programe ce ne ajută să obținem finanțare pentru comunitatea sectorului 4, nu iertăm absolut nimic. Gândiți-vă că cu tot cu investiția de la metrou, dacă ne vor ieși lucrurile acestea, probabil că vom ajunge undeva la 100 de milioane de euro pe care sectorul 4, într-o formă sau alta, i-a absorbit, fie prin CNI, fie prin PNDL, fie prin POR, pentru că, vedeți, dumneavoastră, sectorul 4 nu este, n-a fost până în acest moment un sector cu un buget extrem de mare, este un sector cu niște nevoi deosebite și singura cale prin care putem să creștem, prin care putem să ne dezvoltăm, este aceasta. Este unica șansă pe care o avem și avem, dacă vreți, oarecare disperare în generarea unor proiecte sustenabile, proiecte care să poată să obține finanțare din partea terțelor instituții. Mă bucur să aud că se poate și că, iată, avem primari în România care fac lucruri și se vede asta. Cel puțin locuitorii sectorului 4 ne pot confirma, da? Dacă se uită la noi. Esențial este că lucrurile astea le facem împreună. Le facem împreună, în primul rând, cu oamenii, pentru că toate aceste proiecte sunt generate în funcție de prioritățile pe care aceștia le au. Niciodată nu am făcut lucruri decât după ce, din punct de vedere sociologic, am analizat nevoile pe care comunitatea le are, pe de o parte, pe de altă parte, fără un grup de oameni, fără un staff de oameni extrem de dezvolți, extrem de motivați, care nu se plâng, care strâng din dinți și depășesc problemele cotidiene, care nu spun de fiecare dată că este greu sau că nu se poate. Noi am transformat acest nu se poate și este logo-ul care ne marchează întreaga instituție. Noi spunem că așa, hai că se poate. Da, și vrem, nu vrem, sau ne place, nu ne place, vine iarna. Așa este, da. Anul acesta cum suntem? Suntem pregătiți? În sectorul 4 suntem pregătiți? Nu suntem? Eu de regulă în fiecare an ne-a prins surprindere. Eu spun că ultimii 3 ani pentru noi au dovedit faptul că am avut o intervenție corectă. De fiecare dată încercăm să fim mai buni decât am fost în anul precedent. De fiecare dată încercăm să obținem utilaje suplimentare, iar pe măsură ce corectăm, de exemplu, problemele parcărilor sau problemele de trafic, putem să optimizăm inclusiv dezăpezirea pe care o facem acolo unde, practic, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă, pentru că pe acolo circulă oamenii, pe trotuare. Avem utilaje speciale pentru dezăpezirea trotuarelor. Avem un număr mare de oameni care se vor ocupa de acest lucru. Avem rezerve de oameni. Am judecat deci lucrurile, pregătiți. Suntem pregătiți și optimiști. Însă îmi doresc din tot sufletul, pentru că asta reprezintă o economie importantă pentru bugetul sectorului 4, să nu ningă foarte mult. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu vă doresc mult succes, aveți multă treabă
și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim și noi.